Elevii care au terminat clasa 8 au susținut astăzi prima probă la evaluarea națională 2022, examenul la limba română. Față de anul trecut, testul s-a desfășurat în condiții normale, după ce starea de alertă a fost ridicată, iar restricțiile anticovid au fost eliminate. Elevii au primit un text din Toate pânzele sus de Radu Tudoran, apoi un text din Frânturi din viața lui de la Vrancea de Cela de la Vrancea, pe marginea cărora au avut mai multe întrebări. Ei au mai avut de rezolvat câteva exerciții de gramatică, dar și de povestit o întâmplare din vacanță. Proba a durat 120 de minute. Candidații au ieșit încrezători din sala de examen și se așteaptă la note mari. Cum a fost? Ușor, mai bine ca la simulare în orice caz. La gramatică a fost în regulă, aș spune. La primul text am avut text narrativ, textul 2 text de graniță și la subiectul 2 am avut compunere narrativă de minim 150 de cuvinte. A trebuit să vorbim, să scriem despre o întâmplare din timpul vacanței și eu am scris despre cum am întâlnit cu o prietenă. A avut emoții pentru astăzi? Da, a avut emoții mari. Este un examen important pentru ei, nu numai pentru fiica mea. La ce notă vă așteptați? Aș spera un 9-50, dar acum depinde și cum a reacționat în timpul examenului, cum a fost concentrarea, cum a putut să se motiveze. Pentru probele viitoare s-a pregătit? În mod sigur s-a pregătit. Nu este punctul nostru forte matematica, dar ne-am preocupat intens să facem față cu brio. Joi pe 16 iunie, absolvenții susțin proba scrisă la matematică. Vineri pe 17 iunie vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor va fi pe 23 iunie, iar depunerea contestațiilor se face în 23 și 24 iunie. Rezolvarea contestațiilor urmează să aibă loc între 24 și 29 iunie. Notele finale ale evaluării naționale 2022 vor fi afișate pe data de 30 iunie.